Știu, știu, dar eu nu-l desenez la ochi, eu n-am timp, eu îl iau și îl folosesc. Bun. Haideți să vă lămuresc cum se face un perete după un traseu oarecare. Exact. Deci, practic, ce se întâmplă? E absolut aceeași discuție. Deci, eu am aici un plan liber și planul acesta îmi dictează mie ce se întâmplă. Pot să-l și copiez în partea aceasta, să-l mai lungesc o leacă eventual. Și asta e un plan, e ceva virtual, e o convenție, nu se vede. În momentul în care eu aș trasa un perete, hai să iau acest perete cu o anumită înălțime, dar e foarte important tot să fie în sistemul relativ. Deci pot să zic că e 0 și să-ți fixez eventual la partea de jos. Deci dacă vreau să am ceva constant, pot să-i dau aici minus 300 și să spunem partea nu e în trepte, ci e constantă. Iar acum, când trasez un perete, el va urmări aceste pante. Deci dacă, eventual, ca să facem încă un set de pante, de ajuns să copiez, sau o să scurtez și apoi copiez, luăm primul set aici, până în zona aceasta, după care copiez cu totul. Da, eventual ca să nu ne complicăm, o să-i dau doar o gândire. Și avem un perete oarecare, adică e aceeași pantă, se unesc. Nu e chiar exemplul dumneavoastră, dacă voi să-l schimbăm, pur și simplu mă duc la plan, clic dreapta, modificare planuri. Și de aici pot să fac modificările, adică să continui cu o altă pantă, primul punct acesta să fie identic cu cel de jos. Și aici cobor suplimentar la punctul 2 și punctul 3, mai cobor un metru. Le spun minus 100, minus 120 punctul inferior. Bine, probabil la partea de sus, da, el va fi practic invers, că am plecat de sus. Puteam să-mi plec chiar din de unde se termina primul, adică nu 13, ci cât venea, nu mai știu. Ca să avem o continuitate. Avem minus 21.09. Ok. Deci acum sunt două rampe, la fel s-ar face și a treia și așa mai departe, sau cu acest markpad vă și indica valorile. Ca să armăm peretele ăsta, îl facem un pic mai diferit, adică vom folosi o armare de suprafață. Mă uit din dreapta. Asta e secțiunea. Și pot să încep deja armarea, mă duc în inginerie. Introducerea armare suprafață, o să încep cu cea verticală. Aici sau zic acoperirea cu beton, minus, deci nu știu, 3 cm. Și practic fac un poligon, fie dau un click în interior și cu contur automat și îmi detectează automat conturul, asta e valabil când geometria e simplă, fie de fapt nu când e simplă, când nu are alte obstacole, fie merg prin puncte cum am făcut adineauri. Deci i-am dat poligonul interior pe elevație, după care trebuie să stabilesc o cotă inferioară față de modul de vizualizare. Adică dacă aici e peretele meu, în 3D pot să mă duc să dau un click aici, să fixez o cotă. Îmi stabilesc grosimea peretelui, care nu mai știu de cât o fi. De fapt, cota asta o punem în partea cealaltă, o pun aici. Grosimea de 20 a peretelui și aici acoperirea cu beton. Deci am cele două fețe, am o cotă la unei fețe, grosimea peretelui și mi-aleg dacă vreau armarea la parte superioară sau inferioară și practic valoarea de aici este acoperirea cu beton. Îi dăm OK, ne uităm aici, mă duc la fi și pun în fi 10 la pasul de 15 cm.
Și aici pot să lucrez și fasonarea. Deci dacă vreau să le pun niște cârlige, aleg aici modelul de cârlige și atunci bagneau și cârlig. O să-l las cu cârlig eventual. Pot să pun doar la un capăt și așa mai departe, iar ca detaliere pot să-mi aleg doar o bară rabătută. Și de asemenea pot controla modul de numerotarea barelor, adică pot să am niște grupări de mărci, fiindcă aici grupele, barele evident sunt variabile. Deci o să pot să am toate să aibă marca 1 și să am un tabel de submărci pentru producerea acestora, sau să facă programul niște grupări cu, pe zone cât de similare sunt. O să las cu identici în primul fel sau da, punem diferite. Iar aici exact ce mi-ați cerut dumneavoastră, deci să nu se facă suprapunere. Da, la cea orizontală, nu e cazul aici. Fiindcă aici nici n-am suprapuneri. Discuția voi reveni cu ea la cea orizontală. Păi dăm OK. Și acum din nebuniile astea mele, gobară, o rabat, bine aici dacă doriți și cârlig, nu mai țin minte dacă le-a spus. Le-a spus cârlige? Și jos, la mustăți, de unde ar pleca sau doar sus? Deci jos sunt cărlige sau? Da, eu vă întreb dacă așa e forma fasonată și în exemplu dumneavoastră. Bine. Ok. Deci se alege o bară pentru detaliere, se reprezintă, îi dăm textul. Și am rezolvat armarea verticală, doar că nu o vedem că e foarte albastră. Bun. Nu încă. Îi dăm după ce băgăm și orizontală. Deci îi spun acum pre. Nicio problemă. Dacă doriți să faceți absolut orice modificare a acestei amplasări, acestei armări de suprafață, ce vreți să vă predau eu proiectul? Sau? Nu. Deci dacă vreți să modificați orice, da. Deci, dacă dorim să facem modificări, orice modificare ați enumerat dumneavoastră, că e de cârlig, că e de diametru, că e de pas, se face de la modificare geometrie repartiție, lucrul acesta îl găsiți și pe click dreapta. Deci facem click pe bară și aici găsim primii parametri de geometrie și asta poate fi util dacă aveați un gol în perete. Deci dacă aveți la un moment dat o ușă sau un gol, haideți, vă fac și un gol. Bine. Scap de dumneavoastră. Ok. Bun, haideți să punem și o ușă de asta de neam prost mare. Da, nu e bine poziționată, să înceapă de jos. De deschidere ușă. Să intrăm un pic la cote. La marginea inferioară 300, deci mergem în sus 2 metri și 10. E prea mare, o să avem, mai facem de un metru, să intre piticii. H deschidere, 210, mai bine. În fine, ea e parametrică, se poate și reduce de pe aici. Gata. Bun, aici dacă ne uităm e închisoare, nu trece nimeni. Ca să... Ce se fac? O să împiedice oamenii de el. Nu, glumesc că... Am înțeles. Păi e doar din controlul acesta al înălțimilor, dacă nu, deci ele minus 325, deci față de jos ar trebui să merg să-l mai urc, zic cu minus 250,
mai micșorez din ușă, H parapet, îi dă minus 250, haideți să vedem cine și obținem, uitați, să, facă, să se urce pe ea. Mai facem și o scară să ajungă. Bun, pe un exemplu concret, unde aveți o temă de arhitectură, pur și simplu citiți ce v-a dat arhitectul și el ies. Acum, da, acum, sigur, se înregistrează. Deci revenim la poveste. Dacă să zicem că ați uitat ce funcție făceam magie, faceți click dreapta aici și, și vedeți, ușa e și strâmbă. Eu pot să o fac și dreaptă, dacă e necesar. Da, să intre pe o parte înclinați și... Nu, singurul lucru e de aici. Se controlează cum își calculează programul cotele sau pot să-i dau eu o cotă aici absolută și atunci marginea nu mai e... De, nu, e bine nici așa, am urcat-o prea sus. Deci e vorba despre sub ce unghi să-și respecte, adică dacă să meargă pe panta impusă de acest plan sau să se termine în unghi drept. Deci pot să-i zic și acest lucru, să se termine în unghi drept și atunci nu... Dar trebuie să scăpăm de aspectul ăla. Am scăpat într-o parte, pot și în celălalt dacă am același tip de referință, adică să mă raportez eventual tot la acel plan. Este în sub unghi drept. Okay. O să las momentan așa. Că e un caz mai general. Altfel, pot să impun pur și simplu înălțimea ușii să fie constantă de sus până jos. Dar în orice caz, filozofia e aceeași pentru orice tip de gol. Deci, cumva, în acest gol o să merg pe inginerie. Armare suprafață. Preluare. De fapt, nu, că încă nu armăm. N-am zis că doar tăiem gratiile. Facem click dreapta și îi spune modificare geometrie repartiție. Și aici, în orice etapă, pot să introduc goluri. Fiindcă știți bine că proiectul de instalații vine numai după ce ați predat planul de armare și extras. Clipa în care ați terminat și extras, o să primiți goluri. Și atunci, voi e util această funcție. O să-i dăm aici 3 cm, un offset și... Practic, vreau barele să se oprească la 3 cm de acest gol. Și trebuie să mergem general antiorar dacă am pus o valoare pozitivă. Deci ăsta e un gol în armare pe care l-am introdus ulterior. Îi dau OK. OK. Și acum sunt niște mărci noi ce trebuie aranjate. Și îi spun modificare, reprezentare, repartiție. Ca să fac aici curățenie. Din barele astea arăt câte una. Relevantă. Și pot să... dau dublu click dreapta pe o linie de cotă și să continui cu reprezentarea barelor. Și am rezolvat acum și aceste bare. Trecem la cele orizontale. E de ajuns să dăm preluare. Fac click pe oricare dintre bare. Mi-a preluat poligonul, cu tot cu goluri. I-a adăugat diametrul primei bare, deci a adăugat fi 10, i-a mai pus un centimetru în acoperirea cu beton, întoarce barele la 90 și aici la fel avem cărlige. Deci și în cazul acela, când treceam prin etapa modificare geometriei, puteam reveni la cărlige, pot să le dau așa, zic eu, pentru diversitate. Și acum vine discuția unde o să se facă suprapunerile. Practic, programul când întâlnește lungimea maximă de 12 metri, o să-și facă suprapunere sau pot să stabilesc de la ce lungime de bară se înceapă suprapunere. Dacă aveți un perete foarte lung, unde aveți câte... Cum? Nu, aia da, aia e o bifă, știu. Deci, dacă vrei să nu se suprapună aceeași, spuneți des și atunci începe alternativ din capete. Însă discuția este dacă aveți un perete de 50 de metri lungime, atunci nu prea merge metoda asta. Nu, aici nu îi spuneți lungimea de suprapunere, ci îi spuneți lungimea barei de început. Adică încep cu o bară, astfel încât să cad cu ea pe o zonă de efort minim, și acolo să-mi facă suprapunerea.
Programul implicit începe cu 12 metri. Deci pune bara la 12 metri, s-a terminat, face suprapunerea cu cât are el după Eurocod. Sau 40 de diametri, 60 de diametri și face suprapunere. Păi o face unde îi cade lui bara, adică n-are nicio treabă cu starea de eforturi. Și dumneavoastră, ca să schimbați locul, să cadă pe o zonă unde sunt eforturi mici, puteți să o controlați din lungimea primei bare. Dar dacă vă treziți cu încă o suprapunere și aia scadă într-o zonă defavorabilă, atunci practic trebuie să mergeți cu mai multe poligoane decât am mers eu. Și practic mergeți cu poligoane până în 24 de metri, ca astfel încât să puteți controla suprapunerea. Adică mai faceți un poligon, nu faceți cât peretele poligonul, ci până în acea zonă. Și atunci suprapuneți cele două poligoane. În exemplu ăsta lucrurile sunt oarecum simple și controlabile. Deci poți să controlezi inclusiv din ce capăt începe cu barele. Deci am aici o săgetuță. Și așa am început cu barele. Le dăm OK. Bine, nu m-am uitat la diametre. Dacă vreau să schimbi aceeași discuție, modificare, geometrie. Nu le-am mai ascuns și pe astea. Și mă duc aici la fi și pot să-i zic fi 8 la pas de 20. Îi dau OK și am reparat situația. Ea trebuie văzut și cu acoperirea, că am impresia că era un pic mai mică. Adică nu era... Ba, nu e bine. Bun, și dacă să zic că ați dat escape, cum am făcut eu adineauri și nu ați apucat să ascundeți barele, din nou, modificare, reprezentare, repartiție. Fac click pe o armătură. Și aici se observă decalajul, adică barele sunt diferite. Adică două mărci nu sunt identice ca vecine. O să le ascund. Și după ce termin de ascuns barele, le cotez cu acea funcție de marcat, deci cu linie cotă text. Nu, ideea e că la Mihai nu am acea structură OK. Și detalierea în sine, dublu clic dreapta, clic și Le-am încep părăsit în să experiență, dar apare marchez acest aici barele. Când e doar o bară, poate să vă zică lucrul ăsta și atunci, pur și simplu, la linie cotă text, alegem altceva, gen ramificație, radial, în diferite metode în care vă alegeți cum să fie barele și desigur putem trage oricâte secțiuni prin el și să se înțeleagă unde ce bară vine. Desigur, o să vă arăt și extrasul, că e unul variabil pentru mărci, dar dă detaliat fiecare marcă. Și în final, evident, cum a zis și dumneavoastră, îi dăm un mirror și l-am rezolvat. Mirror, filtru după calități oțel. Am selectat toată nebunia. Și am armat cele două fețe ale peretelui. Și, desigur, mai faceți niște secțiuni verticale, deci de aici, cum considerați dumneavoastră, mai urmăriți barele pe unde se mai schimbă, ca să dați la muncitor să înțeleagă pe unde vin mărcile, care sunt, da, variabile, urmăresc o geometrie, dar vedeți aici tot ce vă trebuie și detalierea o faceți cu funcțiile pe care le cunoașteți deja de detaliere. Deci pot să-mi aleg ce bare vreau să se vadă, pas. Păi asta e bună. Cum să lungiți peretele? Păi dar ce m-au pus să-l armați dacă încă nu v-ați împăcat cu arhitectul? Nu, glumesc, că nu e nicio problemă. Deci orice modificare ați dori să o faceți, o faceți cu modificare puncte. Deci modificare puncte îmi permite să trag decofraj odată cu barele. Deci, să zic aici la goluri, nu-i mai place ușa. O mai strâmtorez, dar dacă e cu modificare puncte și aveți activat atât partea de cofraj sau partea de beton,
și armătura, el pleacă după cum i-ați dat dumneavoastră. Adică chiar și aici pot să plec de nebun cu peretele să nu mai lungesc 1 metru. El o să tragă de poligon și vi le rezolvă la partea de sus, cred că trebuie la fel să fac o mică ajustare, că ce se întâmplă? Eu l-am lungit, dar poligonul desenat de mine nu mai e valabil. Nu, trebuie doar să aranjăm și poligonul. Nu, nu, nu. Observați, poligonul e chestia asta galbenă. Dacă o trag de puncte, îl readuc pe noua poantă și s-a rezolvat problema. Deci asta era tot. Acum ați băgat în beton. Deci poligonul desenat de mine inițial și-a schimbat poanta. Am tras de un punct de control și le-am rezolvat pe toate.